Salutare și bine te-am regăsit! Pentru clipul de astăzi am pregătit 5 aplicații pentru Android care sigur îți vor fi utile. Vei găsi o aplicație cu care să transformi butoanele astea de volum în ceva mult mai interesant, adică le vei putea face să aibă mult mai multe funcții. Va fi și o aplicație cu ajutorul căreia vei putea primi o notificare când se schimbă prețul unui produs pe care vrei tu să-l cumperi, indiferent de site-ul de unde vrei să cumperi produsul ăla și multe altele. Așa că urmărește clipul în continuare ca să vezi despre ce e vorba. Începem cu aplicația care îți permite să pui funcții noi pe butoanele de volum ale telefonului tău. Aplicația se numește Almighty Volume Keys, găsești în descriere link către ea ca să o instalezi mai ușor și e super simplă. După ce o deschizi, deja cam începi să înțelegi cum funcționează și o să vezi că nu e mare lucru de setat în ea, trebuie doar să te gândești tu cam la ce ai vrea să folosești butoanele de volum. Spre exemplu, când deschizi aplicația o să-ți apară această listă care o să te lase să decizi ce se întâmplă când apeși pe butoane. Spre exemplu, când apăs de două ori pe volume up, o să mi se deschidă sau o să mi se închidă lanterna, blitzul de pe telefon. Și hai să testăm lucrul ăsta, apăs de două ori și s-a deschis blitzul. Mai apăs de două ori și s-a închis. Cam așa funcționează, poți să setezi alte acțiuni pentru lucrul ăsta, spre exemplu să dau play la melodia pe care am început-o sau să dau pauză, să setezi luminozitatea ecranului diferit sau tot felul de lucruri de genul ăsta, screen orientation și tot felul de chestii din astea și poți să te joci și cu altele, adică dacă apeși pe volume up and down să se întâmple ceva, dacă apeși pe down up să se întâmple cu totul altceva și așa mai departe. Și ok, chestia asta poate nu e chiar atât de utilă, dar ce mi se pare mie mai util de fapt e să mă duc aici la media în partea de sus și aici o să fie o nouă pagină de setări pentru cum să reacționeze telefonul când am muzica pornită sau am un video pornit. Și, spre exemplu, mi-am pus aici că dacă apăs pe volume up and down să treacă la următoarea piesă. Și hai să vezi cum funcționează lucrul ăsta. O să deschidem YouTube Music. Ok, și am deschis YouTube Music. După cum vezi, în acest widget cântă deja o piesă și dacă apăs pe volume up and down ar trebui să treacă la următoarea piesă din playlist. Și am făcut asta și după cum vezi s-a schimbat piesa. Hai să mai încercăm o dată. S-a schimbat piesa. Deci poți să setezi genul ăsta de lucruri și pentru atunci când asculți muzică și ți-e mai simplu să schimbi piese sau să pui pauză sau să te duci cu două piese înapoi dacă vrei dintr-o simplă apăsare de butoane. Trecem la aplicația a doua, ea se numește Any Tracker. Din nou găsești în descriere link către ea. Ce face aplicația asta? Îți permite să faci tracking pentru orice, adică să primești o notificare atunci când se modifică ceva ce vrei tu să urmărești. Și poți să urmărești o grămadă de lucruri, de la felul în care se schimbă prețul anumitor monezi cripto până la felul în care se schimbă prețul unui obiect pe care vrei tu să-l cumperi și așa mai departe. Și pentru că asta cu obiectul pe care vrei să-l cumperi, cred eu că te ajută cel mai mult și contează cel mai mult pentru tine, în testul de astăzi o să facem fix lucrul ăsta. Intrăm pe EMAG, alegem un obiect la întâmplare, haide să vedem, EMAG și ce ne apare aici, haide să zicem, uite, hai să luăm acest sistem desktop PC. Să zicem că vrem să-l cumpărăm pe ăsta, dar ni se pare cam scump, 2099 de lei și vrem să fim notificați când scade prețul. Așa că luăm linkul de aici de sus, am copiat linkul către produs și ne ducem în aplicația AnyTracker, apăsăm pe acest plus, punem website aici pentru că vrem să trăcuim un website de fapt și number pentru că vrem să vedem când se modifică un număr, adică prețul produsului. Aici punem linkul de la EMAG și dăm OK. Și acum se va încărca pagina EMAG. Și ce trebuie să facem este să selectăm prețul din pagină, ca aplicația să știe ce informații din pagină trebuie să urmărească. Deci ajungem aici la preț, ținem apăsat așa pe ecran, s-a selectat automat și mergem mai departe apăsând pe proceed. Și acum îmi zice că notificările sunt off, dau click aici și bifez când vreau să mă notifice. Să mă notifice la absolut orice schimbare sau să mă notifice când valoarea asta scade. Eu aș vrea să fiu notificat când scade prețul, deci alegem ultima opțiune și apăsăm pe OK, Start Tracking și asta este totul. Și avem și un istoric al modificărilor, dar în același timp cel mai important de fapt e că vom primi notificare pe telefon când va scădea prețul. Mi se pare foarte tare, aplicația în modul ei gratuit îți permite să trăcuiești un singur lucru, din păcate, dar dacă chiar e utilă pentru tine,
poți să cumperi varianta paid și să urmărești mai multe lucruri. Totuși, cred că pentru cei mai mulți dintre noi și un lucru de urmărit e de ajuns. Dacă vrei să urmărești alte lucruri, apeși pe acest plus și la finance găsești partea de crypto și așa mai departe. La fitness poți urmări câți pași faci săptămâna asta comparativ cu săptămâna trecută și tot felul de lucruri de genul ăsta. La social poți urmări dacă crește numărul de followeri ai unui cont sau crește numărul de clipuri publicate pe un canal de YouTube, spre exemplu, și aplicația îți dă notificare atunci când apare un clip nou sau când se face vreo modificare de orice fel ar fi ea pe acel cont. Deci te poți juca cu aplicația, mie mi se pare foarte utilă din foarte multe puncte de vedere, dar decizi tu pentru tine cât de utilă e în funcție de nevoile tale. Dacă te-ai uitat până aici, apasă pe butonul de like al acestui clip ca să ajungă și la alte persoane și să vadă și ele aceste aplicații. Trecem mai departe, iar a treia aplicație despre care vreau să vorbim se numește Link.me. Link.me e o aplicație super, super simplă care rezolvă o problemă pe care de multe ori nu prea știi de unde să o apuci. Să presupunem că vrei să te întâlnești cu niște prieteni, cu 5 prieteni și fiecare vine dintr-un loc diferit, dintr-un cartier diferit al Bucureștiului și vreți să găsiți o metodă ca să vă întâlniți în așa fel încât să nu meargă niciunul foarte mult comparativ cu ceilalți. Așa că în Link.me poți adăuga locurile din care pleacă fiecare prieten cu care te întâlnești și el îți va arăta punctul central în care să vă întâlniți în așa fel încât niciunul să nu meargă mai mult decât celălalt. Dar pe lângă asta îți arată și o listă de locuri în care v-ați putea opri să mâncați sau să beți o cafea în funcție de ce activități vreți voi să faceți. Și ce trebuie să faci? După cum vezi, o aplicație goală, are doar două butoane și atât. Ce trebuie să faci este să apeși pe Add Starting Spot. Bifezi aici locurile pe care vrei să le analizezi. Spre exemplu, să zicem Mall Promenada și să spunem că cineva pleacă de la Băneasa Shopping City. Deci să zicem că fiecare pleacă din câte un mall. Apăsăm pe Done. Acum ne întreabă cam cât de mare vrem să fie raza locurilor în care să scaneze, pentru că mijlocul dintre cele două puncte este într-un loc, dar cam cât de mult suntem dispuși să ne jucăm în jurul acelui punct. Eu aș zice un kilometru pe lângă raza respectiv, pe lângă punctul respectiv. Și acum ne întreabă ce locații am vrea să vedem. Mâncare, entertainment, nightlife și așa mai departe. Hai să punem food. Și acum face calculul și ne arată punctul central în care ne-am putea întâlni noi și locurile în care am putea merge, să bem o cafea sau să mâncăm ceva. Mi se pare foarte tare, mai ales când te întâlnești cu mai mulți oameni, pentru că dacă fiecare vine din locuri diferite, e mai simplu să găsiți punctul central al tuturor și e bine că poți adăuga până la 10 persoane sau 10 locații diferite în aplicația asta. E simplă, nu e mare lucru de făcut în ea, nu ai alte opțiuni, dar sunt situații în care chiar îți e utilă și e bine să o instalezi ca să o ai acolo. Ne apropiem de final, iar a patra aplicație despre care vreau să vorbim astăzi se numește Video to Wallpaper. Numele spune cam tot, mie mi s-a părut tare opțiunea și m-am gândit să o includ în acest clip. Practic, dacă ai anumite clipuri video care crezi că s-ar potrivi pe fundalul telefonului tău, cu această aplicație poți să transformi acele clipuri video în wallpaper animate pe telefonul tău. Și după cum vezi, și ea e destul de intuitivă, pur și simplu deschizi aplicația, apeși pe acest plus, wallpaper name, pe ăsta îl setezi tu cum vrei tu, să zicem clip. Și de aici de la choose alegem clipul video pe care am vrea să îl transformăm în wallpaper. Am aici un clip pe care l-am filmat anul trecut și am să-l folosesc pe el. Este un clip destul de static sau cât de cât static, așa ca să se potrivească la genul ăsta de acțiune. A citit clipul, apăsăm pe Apply și acum ne spune că trebuie să facem o setare în momentul în care apăsăm OK aici, să alegem ca wallpaper-ul să fie sustras din aplicația asta. Deci apăsăm OK, video to wallpaper și cam așa va arăta wallpaper-ul telefonului meu dacă mergem mai departe. Și hai să mergem mai departe, set wallpaper doar pe home screen, să zic. Și acum s-a setat noul wallpaper, hai să-l vedem și după cum vezi, pe home screen-ul telefonului meu apare acest clip video pe care eu l-am filmat și care s-a transformat așa într-un clip de fundal al telefonului. Acum da, e o chestie foarte tare, dacă vrei să o folosești, o folosești, dar nu pot să nu-ți spun că genul ăsta de wallpaper consumă și baterie
telefonului tău. Deci dacă faci treaba asta și ți se duce multă baterie într-o zi, să știi că s-ar putea ca de la asta să fie. De altfel, e foarte frumos și de-aia m-am gândit să recomand și această aplicație în clipul de azi. Iar a cincea aplicație de astăzi se numește Stickaround și face un singur lucru, dar îl face foarte bine. Atunci când mergi la film și se termină filmul, nu știi dacă merită să stai să vezi și credențialele alea de final sau nu. Pentru că sunt filme în care după credențialele de final mai arată niște scene funny și poate ar fi bine să le vezi. Sunt filme în care nu ți arată acele scene funny și poate ar fi bine să pleci în loc să aștepți ceva ce nu o să vină. Ei bine, aplicația asta face lucrul ăsta. Îți spune dacă merită la un film să stai și la credențiale sau nu. Și spune inclusiv dacă în timpul textului ăluia de final arată anumite scene sau nu, dar și dacă după text arată anumite scene, pentru că și aici se pare că sunt filme diferite. Unele arată scene behind the scenes doar în timp ce curge textul și la final nu mai arată nimic, altele arată și. Deci, decizi. Și când deschizi aplicația, ai o listă cu filmele care, în mod normal, sunt în cinematografe în perioada asta și îți alegi de aici filmul în funcție de cel la care te vei duce. Dar dacă nu îl găsești pe listă, ai această lupă de search și cauți, găsești filmul potrivit ție. Și să zicem că am merge la Red Notice și dacă dăm click pe el, o să vedem că în timpul creditelor de final nu avem nimic interesant de văzut, după credite nu avem nimic interesant de văzut. Deci putem să plecăm liniștiți, să nu mai pierdem vremea și să sperăm că ne mai arată diverse chestii acolo. Haideți să mai vedem și alte filme, să zicem James Bond, No Time to Die. Nici la ăsta nu vedem mare lucru în timpul creditelor. Partea faină este că aplicația asta funcționează pe bază de vot. Deci cei care merg și văd filmul votează ei. Da, ar fi bine să stai sau nu, n-ar fi bine să stai. Deci e cu atât mai interesantă pentru că e vorba de conținut generat de cei care văd filmele efectiv. Încercăm și cu Apex, poate la asta merită să stăm. Uite că la el merită. În timpul creditelor se pare că sunt lucruri interesante de văzut, dar după nu sunt. Astea au fost cele 5 aplicații de astăzi. Sunt curios cum ți se par. Te invit să-mi spui într-un comentariu care e aplicația ta preferată din lista de azi și în rest ne vedem săptămâna viitoare, așa cum ne vedem în fiecare săptămână.